În fiecare an, pe 15 octombrie, se celebrează Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor și a Copiilor, eveniment ce se desfășoară anual în Statele Unite, Canada, Australia, Japonia, dar și în câteva țări europene. Pe 15 octombrie, la ora 19, s-au aprins lumânări în mai multe orașe din România, în memoria copiilor plecați prea curând dintre noi. Și la Giurgiu, pe platoul din fața Teatrului Tudor Vianu, timp de o oră, 10 de lumânări au fost lăsate să ardă și astfel au creat un val de lumină care face înconjurul lumii și durează 24 de ore. Organizația EMA, cea care a inițiat acest eveniment, a fost înființată de actrița Bianca Brad în memoria fiicei sale Emma Nicole și a tuturor copiilor plecați prea curând dintre noi.